Da. Bună ziua. Am rugăminte la persoane cu dizabilități. Mâine la 7:30 eu organizez un protest împotriva împotriva Ministerului Sănătății. Deja de câteva ori m-am adresat cu rugămintea ca legea 133 să fie înlocuit, sunt trei puncte și să fie introdus adăugător punctul persoanelor cu dizabilități, la ce ei n-au reacționat și mă poartă pe drumuri. De ce eu organizez la 7:30 mâine în fața la Ministerul Sănătății și a Muncii, vă rog frumos, dacă puteți, să veniți să mă susțineți, că asta nu numai la mine se referă, dar se referă la toate persoanele care au dizabilități. Și eu vă aștept cu mare drag, vă rog frumos să participăm activ la manifestația dată, ca să dovedim că în Republica Moldova totuși sunt persoane cu dizabilități, că până la moment nu se recunoaște la noi în Republică că noi avem persoane cu dizabilități. Noi suntem tot timpul alungați, tot timpul nu suntem primiți cum ar trebui să fim primiți. Și vă rog frumos, vă rog frumos, la 7:30 vă aștept cu mare drag în fața Ministerului. Pe 22 august, joi. 22 august, joi, la 7:30. Deja, de ce la 7:30? Ca să fim, să-i întâlnim, când vin la lucru, să înțeleagă că sunt persoane cu dizabilități care trebuie să atragă atenția la persoanele date. Am înțeles. Să-și ia țuruieci, vuvuzele sau măcar cratețe, linguri ca să facă zgomot. Că altfel de ce se duce omul la protest? Ca să se audă, să se vadă. Dacă sunt persoane care au întrebări față de minister, poate să aducă placate cu întrebările date, nicio problemă. Să fie pregătiți cu diferite panouri, înscripții, eu nu știu, luați cratițe, luați țări, eu știu, care să aveți cumva să bateți, ca să ne audă, să vadă că noi suntem, noi existăm. Să bateți ca să, să faceți zgomot, dar să nu vă apucați să bateți oameni. Nu, 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 noi să batem ca să ne audă, să, da, deci, protestul să trebuie să fie neapărat pașnic, da. Mulțumesc pentru anunț. Deci Ministerul Muncii, Protecției Sociale și al Sănătății, ele sunt toate comasate acolo lângă Gaudeamu, Soroclet, Vâlcăsem, la intersecție străzilor, cum e acolo, Alexandrie, cu Hâncești și cu Pantelimon Halipa. Acolo este fostul teatru care el e distrus. Fostul cinematograf, da, 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 lângă spitalul Emanuel Coțaga, sau nu știu cum o cheamă, spitalul de copii.